vor vorbi despre acest joc. And here you have the two captains of the team, Yanis Hagi and Bogdan Țăru. Bogdan Țăru. That will play and will speak right now about the game tomorrow. Vom începe cu Yanis Hagi. We will begin with Yanis Hagi. Cum vezi partida? How do you see the game tomorrow? No, un meci dificil, meci de Europa League. It's a difficult game, European League football game. Sunt mai experimentați ca noi, sunt mai obișnuiți, mai experimentați în meciurile de acest gen. They're more experienced in this kind of games. Dar ne jucăm acasă și știm ce trebuie să facem. I-am analizat. But we play at home and we know what to do. We have analyzed them, their game. Și sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. And we hope that we will have a positive outcome. Ce înseamnă un rezultat pozitiv, o victorie fără goluri de noi? What will be, what exactly would be this positive outcome for you? Normal că ne-ar da, un plus, un avantaj pentru al doilea meci, dar nu trebuie să uităm că ca să te califici trebuie să joci două meciuri, nu doar unul. It will be an advantage because for the first match, but let's remember that it takes two games to play. Two matches to play. Aveți o echipă tânără, ați făcut un start de sezon nu foarte reușit. Credeți că vă puteți concentra, vă puteți monta pentru meciul meu? Da. Scuze. You are a young team, but right now it was a difficult start for you. Will you be able to concentrate for tomorrow? Da, normal. Am avut un început de sezon nu așa cum ne-am dorit. Chiar dacă am jucat un fotbal bun, n-am reușit să marcăm foarte multe goluri. Our start was not so fortunate, but we managed to give a few goals. Și suntem concentrați numai pe acest meci pe care îl avem mâine și să scoatem un rezultat pozitiv, pentru că asta e cel mai important. The most important thing for us is to have a good game and to score as best as possible. Veți putea să aveți aceeași posesie împotriva Vitesse? Nu este o echipă la fel de... Do you think that you're going to have a possession of the ball real good against the Vitesse team? Noi avem două principii, posesia și presiunea, și depinde și de adversar, ne adaptăm și încercăm, cum am spus înainte de fiecare meci, încercăm să aplicăm aceste două principii. We have two principles, possession and pressure. And we think that we are going to be able to sorry, can you repeat that? Last. Că putem să le aplicăm contra. That we can apply these principles accordingly. Cum te simți? Ai ratat penalti? Nu prea ratat penalti. You have... Un meci mai negru, așa, o zi mai neagră pentru tine cu Călăraș. You had a black day with the Călăraș team. You missed a penalty. What can you tell us about this? Penaltiile se ratează dacă le bați, nu? Penalties can be missed if you're not playing right. Sunt pozitiv, suntem pozitivi. Nu ne așteptăm să pierdem, dar cum am spus-o, în fotbal mereu trebuie să te gândești la următoarea zi și să fii pregătit pentru următorul meci. You have to think positively. You have to think that tomorrow is another day for playing football. Crezi că mâine suporterii vor veni la stadion, pierd la CFR,
audiență la meci de Champions League. Can you, do you think that the stadium can receive a public like a Champions League type of public? Eu zic că o să vină lumea. Stadionul nostru este și mai mic. Jucăm un fotbal plăcut ochiului și nu văd de ce să nu fie plin. Este și frumos afară. Așteptăm lumea să vină în număr cât mai mare. Even if the stadium is small, I think people will come and the weather is nice, it's good and we hope that we will give our best in the game. Cum se pare test dintre echipele pe care le-ați întâlnit până acum în Europa League? What do you think about Vitesse so far as a league? Adică și comparativ cu Salzburg, Bilești, Este o echipă din Olanda. Știm ce principii au, știm ce fotbal joacă. O echipă foarte periculoasă. We know we have analyzed the team. We know their principles of playing, their strengths and weaknesses. And știm că ei mereu joacă un fotbal bun. And they always play a good game. Își respectă principiile și va fi un meci foarte greu. They respect their principles and yes, it will be a difficult match. E un avantaj faptul că ne-a jucat 3 oficiali din Zoom. Can you repeat the question, please? Este un avantaj faptul că Viitor a jucat 3 meciuri oficiale, iar Vitesse nu a jucat niciun. Is there an advantage for you that for your team that you played 3 official games and Vitesse had none played? Nu. Istoria se scrie pe teren. History is written on the field. Este un meci de fotbal în care încercăm să scoatem cel mai bun din meci și să ne impunem principiile și să scoatem un rezultat cât mai bun. Cei mai bine cotați jucători ar fi Tim Maduaț. Atacantul care probabil o să marcheze, ți-ai luat ceva măsuri prima dată. One of the best rated players is Tim Matbat. Tim Matbat. Okay. Do you think Matbat? Last part. Dacă și-a luat ceva măsuri suplimentare pentru a opri? Did you took any preventive measures to when you will play against him? Nu. Cred că echipa este importantă. I-am analizat, o să mai vedem puțin din ei și astăzi. Cred că trebuie să facem un joc colectiv foarte bun pentru a opri fiecare jucător și nu cred că este doar un singur jucător important. Important să stăm noi bine în teren și să ne facem jocul nostru. I think the most important part is our group play, our group game, the way we play the match and to focus on that. Ați primit un singur gol și ala din fază fixă. Te-ți pregătiți să opriți? Vitesse joacă cu totul altfel decât cei din Luxemburg și de Călașe. Nu este totul ca mai deschis. Da, am avut 3 meciuri în care toată echipa a stat bine defensiv. În Prașa au creat ocazii adversare. Nu mai e nevoie de traducere, pentru că nu sunt la... unde echipa nu prea a avut ocazie, dar chiar dacă am luat acel gol în lovitură liberă, consider că ne-au îmbunătățit acest aspect. Cum o spuneam înainte de meciul din Luxemburg, când mi-ai spus că am luat multe goluri, ne-am antrenat și cred că s-a văzut o diferență în aceste 3 meciuri. Ce are viitorul peste Vitesse? Entuziasm, cred că trebuie să avem în primul rând. Chiar dacă nu suntem așa experimentați ca tinerețea noastră și entuziasmul pe care îl avem, putem suplini experiența lor. Cum te înțelegi cu Sevilla? Nu știu de mult, nu? Da, ne știm de când el era aici în Liga
în Liga 1 și eu eram junior, ne înțelegem bine, chiar dacă amândoi suntem de picior drept, ne completăm și ne-am înțeles bine până acum. E clar că, aproape clar că tot se va decide în Olanda, dar care, ce rezultat ți-ar conveni să, să fie mâine realist? Cred că fărtam să un long goal până la urmă. Am văzut și, de fapt, știm cu toți anul trecut când am câștigat împotriva celor de la Apoel și trebuie să jucăm două meciuri bune. Asta e, cred că e cel mai important. Nu contează ce facem doar într-un singur meci. Cum a spus și Ianis, sunt două mașe și mâine cred că trebuie să un long goal și să încercăm să marcăm. Va fi așa un pic mai multă... prudență? Tocmai că ideea aveam riscat prea mult? Nu, noi nu suntem o echipă prudență, să spun așa. Încercăm să ne facem jocul nostru, încercăm să ne aplicăm principiile și să încercăm să marcăm.